Pastilla da fisico. Monsurara Ariel. Aria este o mărime fizică care se notează cu amare sau ies și se exprimă în sistemul internațional de unități în metri pătrați. Pentru măsurarea indirectă a ariei utilizăm formule de calcul. Iată formulele pentru aria dreptunghiului, triunghiului sau paralelogramului. Pentru măsurarea directă a ariei putem utiliza cârtia milimetrică, pe care observăm trasate linii verticale și orizontale subțiri, care delimitează pătrate cu latura de 1 mm cu suprafața de 1 mm pătrat și linii mai groase cu latura de 1 cm, care delimitează pătrate cu suprafața de 1 cm pătrat. Ca aplicație vom măsura aria unei forme geometrice neregulate din carton cu ajutorul hârtiei milimetrice. Adunăm numărul de pătrate cu aria de 1 cm pătrat, precum și numărul de pătrate cu aria de 1 mm pătrat care acoperă forma geometrică aleasă pentru fiecare determinare a ariei. Dacă lucrați în grupe, fiecare membru al grupei poate face o măsurătoare. Trebuie să aveți minim 3 măsurători. Aria medie a formei geometrice neregulate este egală cu media aritmetică a valorilor măsurate. Dacă avem 3 măsurători, le adunăm și apoi împărțim la 3. Calculăm erorile de măsură absolute pentru fiecare măsurătoare în parte prin diferența dintre aria corespunzătoare unei determinări și valoarea medie calculată. Erori de măsură pot apărea datorită unor citiri incorrecte ale indicațiilor instrumentului, lipsa de precizie a instrumentului de măsură, lipsa de atenție sau de îndemânare a celui care face măsurătorile. Calculăm eroarea absolută medie ca media aritmetică a erorilor absolute. Completează tabelul cu toate valorile măsurate sau determinate prin calcul. În final scriem rezultatul determinării ca fiind valoarea medie a ariei plus minus eroarea medie absolută.